Ciao și bun regăsit la mine! Sunt Anca Vlad și azi reiau discuția despre bolurile de sticlă. Bolurile de sticlă cu flori tăiate și cu pază de mușchi verde. Din punctul meu de vedere, acest concept, produs floral, a fost unul dintre cele mai vândute produse și aranjamente florale în ultimii 3-4 ani la noi. Astfel că, având soluția și sursele frumos așezate de achiziție pe toate materialele de care am nevoie, eu voi forța și anul ăsta să le am în oferta mea de 8 martie. Despre bolurile de sticlă și achiziția lor am mai vorbit și am spus că le luăm de la o fabrică românească de la Onești, din punctul meu de vedere, testând mai multe variante de sticlărie, astea mie îmi par cele mai solide, adică din punct de vedere al grosimii sticlei. Asta e povestea cu bolurile, cu sticla. Pe de altă parte, noi folosim destul de mult și destul de intens în ultimii ani mușchiul natural de pădure. Mușchiul natural și ăsta, de fapt, vreau să vorbesc acum. Mușchiul natural de pădure este ăsta. Adică un fel de pătură, atenție, e ăla mai lung ca și soi, care fix acum, în perioada asta, este cel mai gras și care mă ajută enorm de mult să-mi concep rezonabil și eficient din punct de vedere al bugetului acest decor și aranjament floral. Adică de într-o plapumă din asta care cred că e prea mare, de fapt. Eu, de fapt, am umplut un bol de sticlă. Lucrez cu bolul de sticlă mic de data asta. Mic înseamnă că e ăla de diametru de 20 și ceva de centimetri. Vă povesteam în video, unul din videole anterioare, că se cam strânge, se cam complică treaba în ceea ce privește prețurile florilor și prețurile florilor, achiziții florilor. Și atunci noi, în oferta noastră, o să avem mai mult bolurile mai mici, la un preț similar ca anii trecuți cu bolurile mari. Asta e, așa merge piața, nu am ce să fac. Și mă adaptez. Deci un bol din ăsta de 22 sau 20 de centimetri diametru îmi îl umplu cu o bucată din asta frumoasă, sau o numim noi, de mușchi de pădure. Îmi fixez că nu e bine, că vreau să bani, mi le las mai jos. E o comandă reală asta pe care o fac, de fapt e 2 în 1. E și o pregătire pentru 1 martie a meu ce urmează a fi fotografiată și o comandă că trebuie să trimit la o doamnă un bol de sticlă cu flori mauve. Alb mauve. Mă rog, ceva de genul. De ce vă prezint mușchiul ăsta? Noi avem surse de achizițiile din Ungaria. În România e o întreagă tevatură, n-ai cum să te apropii de păduri, n-ai cum să recoltezi, n-ai să faci nimic. Ideea este că urmează să îl avem spre distribuție pe site și cred că va fi cutie plină de dimensiuni asta undeva 2-3 kg, dar e irelevantă partea de kilogram pentru că el în funcție de momentul recoltării poate să fie mai umed sau mai uscat și atunci kilogramul nu are nicio relevanță, el fiind fresh. Cel mai probabil vom avea cutiile astea, iar ca și cantitate ne vom raporta la suprafața de acoperire. Îmi pune un metru pătrat și măsor să fie, spun la colegi, să pună câte un metru pătrat de acoperire sau nu știu, găsesc eu o variantă. Prezint lucrul ăsta pentru că pentru noi prețul de achiziție din Ungaria este foarte rentabil și îl putem duce în cantități mai mari și pe, și pe aici, prin România. Eu, repet, îl folosesc de ani de zile, am încredere în el și m-a ajutat foarte mult, în, mai ales în perioadele în care îmi trebuie volume mare, îmi trebuie verde, îmi trebuie să acopăr. E foarte util, iară, mușchiul ăsta, când lucrez în serie și în viteză
și trebuie să acoperi buretele în diverse cutii sau aranjamente florale la baza florilor și nu neapărat mai ai timp să înfigi verdețuri și crenguțe și alte cele. Asta este prima discuție cu mușchiul pe care am vrut să vă arăt și, sincer, eu chiar am nevoie de părerea voastră vis-a-vis de chestia asta. Nu știu să zic prețul, dar va fi unul foarte bun, adică de ordinul a câteva zeci de lei, 60-70 de lei o cutie din asta de mușchi, cam pe acolo ne-am încadrat. Dintr-o cutie din asta de mușchi, să zicem că faci 10 boluri din astea. Cam așa o și gândesc. Adică o gândesc ca cum mi-ar fi mie rentabil, pentru că sunt foarte conștientă că toată lumea are nevoie de partea asta de rentabilitate reală, nu neapărat marketuită. Bun, în altă ordine de idei, pentru că pasiunea mea este să merg prin boscheți, și pentru că presiunea găsirii rapide a variantelor alternative de materiale vegetale mă apasă și pentru că sunt împită și umblu destul de mult prin natură, de câțiva ani îmi tot adun crengile astea și mi le adun fix în perioada asta ianuarie, în care nu apucă să înmugurească și să pocnească frunze și alte cele. Nu știu să vă spun exact cum se numesc, nu știu să vă spun soiul, dar cu un pic de atenție, atunci când ieșiți în afara localităților, pe marginea drumului, cu siguranță veți vedea niște crengi din astea roșiatice. Îs aur curat în perioada care urmează pe aici, pe la noi, pentru că sunt ramificate, au o tentă de culoare roșiatică care se potrivește cu rozurile, o să vedem acum, se potrivește cu movurile, se potrivește cu orice, îmi dă deschidere, înălțime, volum, atât în buchete, cât și în aranjamentele florale și pe astea chiar poți să ți le tai de unde le găsești, pentru că nu intri nici în pădure, nu intri nici la om în curte, sunt pur și simplu niște crengi sălbatice. Așa că o să le vedeți în următoarea perioadă foarte mult la mine. Eu am vorbit cu colegii mei că dacă ar fi să le colecteze și să le distribuit, au zis că nu, categoric, pentru că sunt greu de adunat, iar dacă le adunăm noi și vi le vindem vouă, prețul n-ar mai fi rentabil. Așa că puneți mâna, ieșiți la plimbare și culegeți-vă din astea. Crengi roșiatice. Să știți că le-am văzut și pe webshop și mai țin minte eu exact denumirea, dar sunt scumpe ca dracu, adică 3 lei, 4 lei o creangă din asta, drept e că-s mai fine, așa, nu sunt chiar așa wildish, sălbatice ca ale mele, dar cam tot aia, cam tot un soi de arbust crud. În arbustul ăsta, doar unde îi tufa crudă și tânără, sunt roșiatice. Ulterior se fac, se transformă și devin maro. Și iar eu am observat, dacă vă ajută cu ceva informația, că sunt mai multe soiuri. Deci sunt unele care au tija roșie, 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 roșiatică peste tot, sunt unele care au numai în vârf. Nu sunt specialist în plante ca să știu exact denumirile, dar pot să rog un coleg să mă lămurească ce plante și ce arbuști sunt ăștia. Nu-ți cap un pont, dacă vreți, și nu amânați chestia asta, că intrăm în nouă parte, intrăm în februarie, în 14 februarie și o să ne ia dracu. Și după o să ne gândim, vai, dar ce bine ar fi fost măcar o oră să mă plimb cu mașina să mă adun așa un braț de crengi roșie să le am. Hai să trec la ce am de lucru. Stați așa, că am mai găsit ceva fain. Revin. Că m-am plimbat eu pe malul Begăi cu ai mei băieți zilele trecute și am dat de o zonă mlăștinoasă în care erau o grămadă de crengi din astea umede și îmbrăcate cu un mușchi subțire verde. Nici măcar nu le-am luat din copac, că erau tăiate pe undeva pe acolo. Sunt atât de decorative și atât de frumoase
Și așa de frumos se îmbină, nu știu dacă vedeți fix culorile pe care eu le am aici, dar așa de frumos se îmbină verdele din mușchiul din bol, fix cu verdele din creangă, încât am o bănuială că mie bolul ăsta de sticlă nu va ieși absolut deosebit. Da. Dacă mă reprezintă ceva categoric, este curiozitatea asta de a testa, de a culege, de a lua, de a veni cu trei crengi în portbagaj și în mașinile noastre nu există să nu avem clește. Că ne place. Am și noroc că și lui Andrei îi place. Și plecăm teleleu. Punk. Și punk. Da, ești splendid, mă. Ești splendid. Și pentru că le-am luat pe astea verzi și pentru că sunt osucită, nu o să le mai folosesc pe celelalte roșiatice. Pe cele roșiatice la aranjamentul și la comanda următoare le voi integra. Îmi fixez prima dată crengile. Ca și, cum se spune, utilitate a acestor crengi, avem două lucruri foarte importante în ceea ce le privește. În primul rând este partea decorativă, care este importantă și care transmite un efect natural, sălbatic, primăvăratic prin faptul că sunt verzi. Asta e unul. Iar doi au și o utilitate legată de susținerea florilor pe care le folosesc. Acum, mulți dintre noi am avut bătăi de cap cu lamelele. Eu, în prima dată când spun, dar repet, întotdeauna când cresc cu lamele, ar fi cumva safe și bine și util să pui acolo niște crengi și să-ți gestionezi decorațiunile florale cu lalele, astfel încât lalele să-ți fie susținută de diverse crengi. De ce? Pentru că există riscul să se înmoaie. Iar riscul ăsta, să se înmoaie, să se ploștească la căldură, tu nu știi neapărat unde, stai cu asta, mândrită, nu știi neapărat unde îți va depozita clientul florile respective și dacă e vorba de prea multă căldură, e posibil să se înmoaie. Și atunci, crengile au un rol foarte fain de susținere, deci ele devin utile în construcția aranjamentului floral, prin faptul că susțin florile și decorative prin faptul că au aspectul ăsta wild de crengi cu mușchi. Aici m-am sucit, am dat seama ce fac, îmi pornisem ideea și decorațiunea mea cu crengile roșii și am trecut la astea verzi. Ecco, iau un pic pe emoțional. Sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce fac. Nici nu știu cui, cred că universul e. Discut în ultima vreme cu tot felul de gagici care vor să vină la cursul meu și care încearcă să-și asume curajul sau să-și caute curajul de a trece dinspre o profesie sau un job spre o activitate pe cont propriu în domeniul floristic. Și primesc foarte multe întrebări și cumva cred că lor le spun că libertatea de a te suci efectiv atunci când creezi o decorațiune sau un aranjament floral este o senzație mișto comparativ cu jobul ăla de 8 ore pe zi în care ai niște task-uri de făcut. Și eu sunt recunoscătoare că pot să fac lucruri. Recunoscătoare, nu știu, tuturor, inclusiv vouă, ăștia care mă priviți, vedeți ce fac și cumva dați așa o motivație, fac mai departe. Și da,
știu că mă apreciați, că transmit foarte mult entuziasm, optimism și bucurie. Da, e o bucurie să lucrez cu flori. E o bucurie care este similară unui, nu știu cum să-l numesc, microb, unui drog. Ori te îndrăgostești de flori și rămâi așa pe termen lung, ori încerci, îți dai seama că pe lângă faptul că activitatea e frumoasă, e și grea și poți să zici, bă, nu-i de mine, e prea greu și o lași baltă, ori rămâi forever, toată viața îndrăgostit de pasiunea asta și până la urmă o faci indiferent de cât de multe hopuri sau cu cât de multe probleme te confrunți. Da. Dacă merge și un pin, astăzi nu uităm pe pin, să nu uităm pe pin. De ce ar trebui să folosim pinul doar de Crăciun? Nu ar trebui să folosim pinul doar de Crăciun. Mai e o sursă bună de verdeață, pinuțul ăsta, care mă scoate din multe belele decorative și financiare. Ca să vorbim în teorie. Bine, am niște ralele, am niște crengi și doamna mea, care mi-a cam mandat golul, dorește să fie un nou. Bine, înțeles că aranjamentul meu ar fi frumos și așa. Ralele albe și crengi și sunt convinsă că mulți dintre voi ăștia care mă uitați v-ar plăcea și așa. Dar facem un pic mai complicat. Mai am și trandafiri mentă aici. Și am ziantul sumo. Cu trandafiri mentă, îmblânzesc contrastul puternic dintre alb și mov ăsta puternic și îl îmblânzesc un pic cu lila pal. Înțelegeți ce fac eu aici? Pentru că trebuie să fac cu mov. Și stai să vedem unde pun movul. Nu mi-e foarte clar, dar am iar mi-am aglomerat buletele ca nebuna. Nu sunt singura care fac asta. Tu stai acolo. Încercăm cu fratele tău să-l punem mai sus. Dar vreau să ridic un pic partea asta. Stați așa să-mi găsesc un loc potrivit. Da, iubire, da! În sus. Și tu. Wow, am fixat crengile primele pentru că sunt cele mai groase. După care am fixat lalelele, următoarele ca grosime la tulpină, ca să îmi gestionez bine buretele. Iar la urmă am lăsat liziantusul pentru că are deja mai subțirică. Iar pe ăștia i-am omis. Hai că e drăguț. Da, sunt mulțumită de ce mi iese. Și sunt convinsă că și la doamna îi va plăcea. Aglomerez un pic în partea de jos cu flori. Ca să-i dau greutate. Și completez cu făină cât cu prindere, adică un liziantus mov. De ce tot îmi vine să zic cu făină cât cu prindere? Vrei să vă zic care este nouul meu hobby? În ultima vreme cât am tot stat așa și am stat și nu prea am făcut mare lucru, în decembrie încoace m-am apucat de făcut prăjituri. Fac și la prăjituri, îmi e super bune. Și am în minte chestia asta cu făină cât cuprinde, drept fi când mai vorbesc cu mătușul mea și cu o pun să se mai uită în caietele de rețete ale bunică mea. Și de acolo am exprimarea asta cu făină cât cuprinde.
Și râdem la telefon de exprimarea asta din rețetă, făină cât cuprinde, că ai habar n-avem cât cuprinde. Da, mies. Stai așa acasă. O mai zic din casă. Și fac eu. Bun. Iubire, ești cam gata. Îmi place de el, dar îmi pare prea cu minte. Și dacă este prea cu minte, am să încerc să-l fac mai obraznic. Ia, hai! Oh! Oh! Bun, mi-ai înfundat la leaua. Noi bai. Să se certe acolo la leaua cu creanga mea. Aici trebuie să deschid un pic, să-l ies cu niște verde, că mi-e prea... Se închide prea brusc. Am loc. Apinul ăsta pot să-l pun și pe lângă, că nu are nimic. Rezistă fără apă, n-are nici până aici. Și tu ești fix ce am nevoie să-mi ții pinul. Da. Dragii mei, dragile mele, cam asta am avut eu de zis astăzi pentru voi. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Dați-mi, vă rog, feedback pentru utilitatea sau nevoia de a avea mușchiul de pădure. Pentru mine e important ca să știu cum mă gestionez cu colegii și cum ne facem comenzile în Ungaria. Și... pe partea a doua, mergeți frumos la plimbare, apucați-vă, țap, de luat crengi de pe unde apucați, până nu de căldura și înmuguresc nebunele ca să nu mai fie decorative ca și crengi. Mulțumesc frumos că mă urmăriți și v-am pupat!